Teribilismul, neatenția și inconștiența la volan provoacă victime. Vedem tot mai des știri cu minori care sunt depistați la volan. Ce ar trebui ei să știe pentru a conștientiza riscurile la care se expun? Când vorbim de minori, din stand vorbim de persoane care nu posedă permis de conducere. Este adevărat că de la vârsta de 16 ani se poate obține o anumită categorie de permis de conducere și aici vorbim de categoriile AM, A1 și B1, cum sunt de exemplu mopedele, dar acest lucru nu le conferă dreptul posesorilor de acest, această categorie de permis de conducere să conducă și alte categorii de vehicule. În momentul în care vorbim de minori, din start vorbim de conducere fără permis. Ce înseamnă conducere fără permis? Înseamnă o infracțiune. Minorii trebuie să înțeleagă că dacă aleg să conducă vehicule pe drumurile publice și nu posedă permis de conducere, din start vor comite o infracțiune riscurile pentru acești minori sunt măsurile educative privative sau neprivative de libertate. Cum este situația în județul nostru? Cum se comportă șoferii din Dolj în trafic? N-aș putea să fac o comparație între șoferii din Dolj și șoferii din alte județe. Vă pot spune, în schimb, că în doar 10 luni în acest an au fost aplicate peste 50.000 de sancțiuni contravenționale pentru încărcarea normelor rutiere. Nu știu dacă sunt puține și nici dacă sunt multe, dar odată cu aplicarea sancțiunilor contravenționale au fost reținute și peste 5600 de permise de conducere. Cred că fiecare dintre noi trebuie să conștientizăm că respectarea conduitei rutiere și respectarea celorlalți participanți la trafic trebuie să fie o prioritate pentru toți. În momentul în care vom încălca regulile de circulație, ar trebui să ne așteptăm să fim și sancționați.